Urmează să se facă investiții serioase la Uata Motru. Autoritățile locale au un plan să achiziționeze noi utilaje. O solicitare depusă pentru Uata, o valoare foarte mare, cu o investiție ce privește Uata peste 300 ceva de miliarde, vorbesc în lei vechi, da, este la faza de evaluare. Această firmă Energomontaj, care și-a înaintat documentația pentru a fi evaluată, sper să poată să o și câștige. Este vorba de reabilitarea actualului cazan pe cărbune, infrastructură exterioară, căi de acces și parte de utilaje, inclusiv utilaje grele, acele mașini de 16 tone, volă încărcătoare și așa mai departe. Din păcate, toate aceste investiții sunt în zadar dacă unitatea nu va achiziționa certificatele de carbon necesare funcționării. Deci nu mai există nicio îndoială că nu are cine, numai dacă nu se dorește acest lucru. Este adevărat că prin toate discuțiile purtate le-am adus la cunoștință, vom relua toate aceste solicitări către dumnealor, începând de la Secretariatul General, Ministerul Dezvoltării, Ministerul Finanțelor, domnul Florin Câțu, adică către primul ministru, de ce nu către președintele Camerei Deputaților, Senatului și toți cei care doresc să ajute. Până la urmă, sprijinul solicitat de noi, cele 92 de miliarde, este pentru pierderi induse și subvenție, banii care, dacă i-am fi primit la timpul respectiv, Uata ar fi fost într-o altă situație acum, ar fi putut achiziționa certificate la un preț de 20-25 de euro. N-am fi nevoit la ora actuală să vorbim de acea amendă de 5 milioane și ceva de euro pe care trebuie să o achite Uata. Mai avem câteva luni, martie-aprilie, și va trebui să predăm certificate de pe anul acesta. Valoarea deja a crescut undeva la 60 de euro pe certificat. Eu spun că va ajunge undeva la 70-80 de euro la anul în aprilie un certificat, sume destul de mari de suportat de primăria Motru sau de Uata și, practic, fără sprijinul guvernului, Uata nu va rezista. La ora actuală, societatea de distribuție Agent Termic este în insolvență.